face viața. Și dimineața, când mă trezesc, mă trezesc, mă trezesc, râzând îmi place viața. Și să fac piața, chiar dacă e să stau la rând. Jenny Nicolau a slăbit spectaculos cu o dietă pe care e fericită să o poată împărtăși cu toată lumea. Actrița ne-a dezvăluit și câteva trucuri pentru ca regimul să fie mai ușor de suportat, dar și rețete delicioase și ușor de făcut. Când ați venit la mine în bucătărie și în casa sufletului meu, am slăbit 20 de kilograme din 26 aprilie până astăzi, ținând o dietă bazată pe proteină, dar am adaptat-o pentru mine. Am mâncat ceea ce mi-a plăcut mai mult și de la proteină. Este o inspirație din dieta lui Ducan, numai că am folosit întotdeauna o linguriță de zahăr la cafea, pentru că pentru mine cafeaua este un ritual, adică este o bucurie, eu am un ritual când beau cafeaua. Și am mâncat proteină 7 zile, primele 7 zile numai proteină, lapte, brânză, carne, ouă, carne slabă de pește, pește pui, curcan, porc slab, dar nu în cantități mari. Am mâncat iaurt de 1,5, am băut lapte de 1,5, nu de 0, cum era de fapt în dietă. Am mâncat ouă fierte, am mâncat pește la cuptor, nu în cantități mari, în cantități moderate, am băut foarte multă apă. Dar cel mai important, în fiecare dimineață, pe stomacul gol, o lingură și jumătate de tărâțe de grâu de la plafar, o lingură din lingura cu care mâncăm ciorbă, o lingură și jumătate într-un sfert de pahar de lapte, amestecate bine, băute ca pe un medicament. Sunt exact 3 guri. Ce fac? Tărâțele sunt foarte benefice pentru intestin, ajută digestia, au toate B-urile, deci nu avem voie în aceste 7 zile interzis cu desăvârșire fructele și legumele. Cei care aveți carențe mari puteți să luați vitamine. Dar după 7 zile, această doză de șoc, după 7 zile, am mâncat o zi proteină, o zi proteină și legume. O să vă dau astăzi o rețetă excepțională pe care eu o fac des. Chifteluțe de curcan, din carne de curcan, dar merge și din carne de porc mai slabă, la cuptor, fără ulei, o bunătate, o să vedeți, mai fac ciuperci și vă dau repede o rețetă. Ciupercile astea mari le decojim, le spălăm codițele tocate mărunt, o ceapă verde sau ceapă normală ce aveți tocată mărunt, sare, piper, ce condimente doriți, ce verdeață, mărar, pătrunjel, ce vă place tocate mărunt, într-o tigaie care e de asta mai fără ulei, doar cu apă, da? Fierb acolo un pic, după care umplem ciupercile mari, punem brânză rasă de vaci, e slăbuță, nu degresată, n-am folosit nimic, 0%, n-am folosit nimic degresat. Iar la pește vă și dau o rețetă extraordinară, într-o ceșcuță, lămâie stoarsă, un vârf de linguriță de muștar, sare, piper, amestecați bine și înveliți peștele în acest sos și îl puneți la cuptor. O nebunie! Interzis ulei, dulciuri, sucuri, alcool, carbohidrați. Sunt nici nutriționist, nici doctor în nutriție. Eu sunt un om care și-a dorit foarte mult să slăbească și a reușit. Nu m-am gândit că voi slăbi atât. Râsul nu îngrașă, el te ajută să-ți fie bine, dar bine, dar bine, mereu să râzi din fașă, ca o băboașă, rămâi tânăr, tânăr mereu. Stimați telepistatori, vă salută cu stimă și respect și considerați unul de după afară, Jenel. Jenel Fermăcătorul, am văzut că a schemat aici numai femei care îi vorbesc de agresime, de slăbitură. E la mine ca să nu există așa ceva. Eu dacă aș avea un geam aici la burtă, ați vedea fabrica de mezeluri, de porci, de vaci, de oi, de câine, dar de ce vreți dumneavoastră? Mie nu mi-a plăcut verdeața că de când m-am botezat mi-a zis mămică, bagă în carne, am sub la mămică, țâță, lapte, pur 100%, fără grăsime, fără nimic. Și așa sunt și astăzi, vreau să vă spun.
că Ionuț, am să vă spun așa din inimă, secretul fericirii pentru mine este haleala. În această pandemie am mâncat 4 porci, 3 oi și 2 vaci. După ce a dat jos 20 de kilograme, Jeli Nicolau spune că a scăpat de durerile de spate și de genunchi care îi făceau viața un calvar. Are și câteva trucuri care au ajutat-o să suporte mai ușor dieta și pofta de dulce. Hai să vă dau niște trucuri. Când îmi venea pofta de dulce, am luat niște chipsuri din mere, din comerț. Am luat oțet de gutui, tot din comerț. Și îmi făceam salate când am avut voie să mănânc legume, salată de castraveți cu mărar și cu un pic de oțet de gutui, o nebunie. Mâncam legumele, de exemplu, ardei gras, ardei capia, vânătă pe grătar sau la cuptor când mâncam peștele. Mâncam de la pui ce-mi plăcea, de exemplu, pulpele cam îngrașă, fără piele, curcanul și puiul fără piele, dar mâncam ce-mi place, pieptul nu prea-mi place că este cam fat. În momentul în care veți slăbi cât v-ați dorit, începem cu fructele, cu fructele dimineața. Atenție mare! Fructele care au cel mai mic indice glicemic sunt pomelo, caise, piersici și nectarine. Puteți să mâncați și banană. Am găsit o cereală care se numește tapioca. Este în comerț, la plafar, excepțională, la 100 de grame de apă, 3 linguri praf, facem așa ca o budincă și pun 2 felii de banană mărunte și se face ca un orez cu lapte și îmi pun și pudră de ori de cacao, ori scorțișoară, o nebunie. Vreți să mâncați ceva sănătos? Iaurtul de 1,5, puteți să luați și iaurt grecesc de 2%, puneți în el fructe și îl băgați la congelator, fără zahăr, fără nimic, mâncați o nebunie sau faceți un tort. Adică puneți niște biscuiții jos, udați așa cu puțină apă digestiv, într-o tavă pe rotund, ați pus amestecat kiwi, banană, tot ce vă place din fructe, fructe de pădure, în sfârșit, le aveți în congelator, le dați un pic prin mixer, le băgați acolo, amestecat cu gelatină, cu iaurt, pus peste biscuiții ăștia digestiv în tavă, la frigider, 3 ore, un tort, o nebunie. M-am obișnuit, mi-a plăcut tare mult pentru că am slăbit frumos, am slăbit bine și în primul rând mă simt excepțional. Dumneavoastră știți că eu aveam o problemă cu piciorul, aveam niște dureri de la o artroză, care nu mă lăsau în pace, nu mă mai doare piciorul de ceva timp, nu mă mai doare piciorul și din faptul că fac și un tricel la Târgu Mureș, la doctorul Meninte, pe care îl salut. Tricel ce înseamnă? Mi-au sânge de aici, centrifugează și mi-l bagă în genunchi, perfect. Alergam printre morminte, tânără sfioasă, ca și măseaua de minte, când trebuie scoasă. Ce faceți, mamă, ce să fac? Pe unde e mai bine ca în cimitir? De aceea am venit că fac mișcare, mamă, fac mișcare, să mă obișnuiesc. Iată în dreapta om, în stânga om, mă obișnuiesc. Iată, mă duc în coală, vin în coace și-mi fac mișcare, mamă. Așa mișcare e frumoasă. N-am văzut decât maica. Iată, mă mișc, să nu scârțui. Și la fel ca în parodie, Jeni Nicolau face mișcare, iar de când cu dieta s-a apucat serios de sport. N-am foarte multe greutăți în spate, că altfel mă cocoșam pe aici. Dar cât pot, cum pot, fac și mișcare. Nu-mi place, vă jur, dar n-am ce să fac. Ce faceți, mama? Ia uite, am luat viața de parte, bicicleta de, cum se numește ăsta, de pedale și mai întrebe cardanul. Voi ce faceți? Sunteți bine? Bravo, mă bucur foarte tare că sunteți bine, să aveți dragoste cu mine. Hai vă pupă, mămica voastră, și în deal, și pe coastă, și în vale, și pe șale. Să vă stați liniștiți că suntem toți în alertă. Da, ca posa de pe copertă. Rămâneți în alertă și vă doare la flașnetă. Stai mai bine, mă duc așa, hai vă pupă, mama. Să fiți cuvinți.
Și după un pic de sport și o porție bună de râs, ne întoarcem în bucătărie, unde Jenny Nicolau e acum masterchef în rețete de dietă. Ne-a făcut pe loc unul dintre preparatele ei preferate, chifteluțe de curcan la cuptor. Un kilogram de carne de curcan, da? O ceapă pe care am tăiat-o, da? Prietenul meu, Florin Gorescu, pe care o să-l vedeți puțin mai târziu, m-a și certat că am tăiat ceapa din topor. I-am spus să mă lase în pace, că eu nu am dexteritatea lui la bucătărie. Mărar și pătrunjel, fiecare după gust. Vă puneți ceea ce vă doriți. Un ou, da? Îl punem aici. Sare. Eu nu pun foarte multă sare pentru că sunt hipertensivă. Așa. Piper. Am pus așa cât la un kil de carne. Un program de carne este cât de cât să am așa. Uite că dau și pe parcurile. Să știți că pe mine m-a învățat să gătesc soțul meu. Domnul inginer m-a învățat să gătesc. Bărbatul meu are fițe, vrea să fac lui tocăniță, făcută de mănică și se duce pe la ea. E bănără, mafiușa, e mașină, dar și bani pentru benzină. Aici am apă, da? Îmi iud mâinile cu apă și fac cum fac mamele noastre, ca un fel de perișoare. Dragii mei, cam aici am avut treaba. Uite, cu mânuțele astea două, murdare, acum am făcut chiftele de curcan. Un kilogram de carne de curcan, tocată. Puteți să vă ascultă să o tocați dumneavoastră, o ceapă, sare, piper, un ou amestecat bine, apă pe mâini, le-am pus la cuptor 25 de minute la 180 de grade. Cât s-au făcut chiftelele, Jenny Nicolau n-a avut astâmpări și ne-a tratat cu o parodie și o melodie de petrecere. Să simțim că i-am trecut pragul casei și să mai uităm de pandemia de coronavirus. Vă pup la Saint-Tropez, la Monaco, la Varicii. Unde vrei să fiți fericiți, lăsați o drecu de alertă, că eu sunt în alertă de o viață și nu mi s-a întâmplat nimic, nici rău, nici bun. Gata, eu sunt la piscina, în valoare, mi-am luat și aici, că vreau să not și să-mi țin aerul în piept și să-l dau afară când vreau eu și cum vreau eu. Ce să fac? Sunt pe valoare. Păi asta e valoarea, să stai îmbrăcat la soare. Ia uite-mă cum stau cu cravata, sunt haligan și am de-aștia lopătare ca să not. Asta e, mi-a făcut Florin Burescu ținută de plajă. Hai să cântem muzica, să înceapă pe crecerea și numai că voie bună să te trecem împreună. Să noi și să cântăm, să jucăm și să strigăm. Dragii mei, iată rezultatul final. Sper că sunt destul de aspectoase, degustoase, nu pot să vă spun. Nu au calorii. Chifteluțe de curcan la cuptor. Poftă bună, vă iubesc și vă prețuiesc. Viața e scurtă, e foarte scurtă și nu putem s-o lungim, s-o lungim deloc. Viața e scurtă, s-o facem lată și vom avea mai mult noroc. Dacă n-am face, hai să ne caz. Am avea lacrimi, doar lacrimi, doar lacrimi pe obraz. Dacă n-am râde și n-am glumit, ne-am umflat în burtă și am plesnit. Trăim vremuri grele. Sunt foarte mulți oameni care nu mai au serviciu. Care nu mai au, se nu au serviciu, nu au bani, nu mai... Deci dacă nu ne facem noi, între noi, viața mai bună și mai frumoasă, o glumă. Știți cât face o glumă? Că știți cât face să râzi pentru 10 secunde? Îți umple sufletul de bine pentru toată ziua. Vă rog din toată inima mea să râdeți. Eu sunt a voastră și nici a voastră și vreau să râdem, să râdem, să râdem mereu și împreună, doar împreună, să trecem peste orice greu. Hai!